Socialdemocrații dâmbovițeni și-au propus să câștige tot ce se poate câștiga în materie de alegeri anul acesta. Dacă prima confruntare este așteptată pe 25 mai, unde partidele vor să trimită câte o echipă cât mai consistentă în Parlamentul European, o altă încercare cu o miză foarte ridicată este reprezentată de alegerile prezidențiale, care vor avea loc la sfârșitul acestui an. La primul examen, socialdemocrații tind să meargă pe liste separate, scrutinul pentru Parlamentul European permițându-le să-și măsoare forțele și să arate partidului unde se află în preferințele electoratului. În privința modului în care va funcționa alianța în perspectivă alegerilor prezidențiale, socialdemocrații merg pe ideea continuării proiectului politic USL și, evident, susținerea unui singur candidat pentru Cotroceni, desigur cu condiția ca și liberalii să-și dorească asta. Ne dorim să câștigăm. Și mesajul primului ministru, al președintelui partidului, a fost foarte clar. Proiectul Uniunii Social-Liberale trebuie să continue. Sigur că nu depinde doar de noi, trebuie să vrea și cealaltă parte. În orice condiții, Organizația Județeană Dâmbovița își propune să câștige aceste alegeri prezidențiale din 2014.